Bună dimineața, dragii mei, copii și prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. În această dimineață suntem în gara din Bever, în Elveția, și astăzi mergem pe Ghețar. Pe Ghețar! Pe Ghețar! Deocamdată trebuie să luăm un bilet de tren ca să ajungem până la Diavolezza, undeva este o stație acolo, de unde vom lua o cabină. Bineînțeles că de ieri genunchii sunt cam praf, nu merge treaba prea mult și încercăm să coborâm pe jos. Dar acum nici nu vreau să-ți mai spun prea multe, pentru că nu se știe niciodată ce se întâmplă. Ieri nu am reușit să fac toată treaba pe care mi-am propus-o. Sper că azi reușim. Hai să cumpărăm mai întâi bilet. De unde cumpărăm bilet? De aici? Da, de aici. Uite, cred că de afară. Cred că de aici. Ia stai. Păi era doamna acolo. Uite, uite, uite. Da. Miroase a sauna, a lemn, de brad. Da, uite aici încercăm să ne luăm un bilet de 24 de ore. Eu mai am treabă și mâine trebuie să plec spre casă și mai îmi trebuie trenul. Uite aici câte pliante sunt. Avem tren la și 38 de și 10 și până la urmă ne-am luat un bilet doar dus care a costat 11,50 sau ceva, da, franci. Pe o zi întreagă, pentru 24 de ore era 22. Dar eu am impresia că dacă iei biletul de pe aplicație mai e. Deci la întoarcere o să vedem noi cum facem, o să facem altă treabă. Până descoperi toate șmecheriile, mă rog. Dar eu am impresia că ei vând bilete de turiști, alt gen, nu știu cum. De alt gen. Ce puteți la bine? Da. Bun, și acum așteptăm trenul. La linia trenului, oricum schimbăm la Pontresina, iar. Yes! Adevărul e că mai avem timp de așteptat și uite ce frumos e aici la gara. Sper să fie și bun. Good morning, Switzerland, cum s-ar spune. Grüezi, Mintenan. Așteptăm trenulețul, este și 37 și trebuie să vină la și 38, dar nu-l văd. Where is the train? Din ce direcție vine? Cred că vine dincolo. Da, dincolo. Ești 38. Hai, copilași. S-au stricat trenurile în Elveția, dragii mei. Bine că am băut cafeaua aia repede. Să fiu pregătită de atac. Mică. A întârziat un minut trenul. Soare? Da. Vrei să stau cu alți oameni sau? Mai căutăm? Hai să mă fac. Oh, e ceva lume. Nu. Vrei să te urci? Unde? Vrei? Aici. În bagaje. Mi-au stat la biciclete când am venit. Am ajuns la Pontresina, la gară, schimbăm linia ca să luăm trenul spre Diavolezza, Bernina, 60 stații. Lumea se duce la traseu sau unde s-or duce. Ăla, da. Tiranul ăsta e trenul, dar a venit cam repede. Uite aici ce frumos se vede calea ferată. În tren. Mamă, cât am mai cabină! Cât am mai cabină! Uite-o! E una galbenă! Uite-o! Diavolezza 2978! Mă vezi? Uite, se vede galbenă. Uite aici, la primul stel. Gata, gata, da. Ne urcăm iară la 2900, nu știu cât. Ia, plătim o grămadă bani, dar asta e situația. Așa ce este și VR, Glacier Experience. Vrei la VR? Putem să face rău. Hai să vedem aici, să ne cumpărăm bilet. Ne cumpărăm doar dus și coborâm pe jos. Să urcăm cu stil, nu oricum. Patrenuleți. Păi eu nu am văzut ăla. Poate mergem și noi cu el. Nu am văzut asta. Bă, cum faci așa, trebuie să dai cap pe placă. Vezi, ne uităm un pic pe harta aia? Deci, stai puțin să ne hotărâm puțin. Deci noi mergem cu asta. Și de acolo putem să facem traseul ăsta pe la lacul Diavolezza, nu? Da. Și de aici să coborăm jos. Ori pe aici, ori pe aici. Cred că-s 12 grade. Hai să ne luăm bilet. 12 grade. Nu prea par 12 grade, dar... Uite acolo. Diavolezza ori maxime. În sus 31, în jos 31 și în total 44 în sus și în jos. Deci nu am dat în sus, da? Da. Ok. 30 de ăștia. Eu trebuie să plătesc cu cartea. Mama, lumea are nevoie, nu? Nu ai căciune, știi? Așa, cred că fac lăsări ceva. Uite, aici e locul de făcut poză. Uite toate vârfurile, ce bine s-a aranjat aici. Și acum mergem aici, să intrăm la câte pe aici. Cabină. Nu știu. A, uite aici orele. Nu ne mai interesează că noi coborăm imers. Ok. Da, aici afară. A, uite că e cabina aici, haide. O, dar ce plină e. Mamă, nene. Ne-am băgat aici, stăm amândouă ca sardinele, că vine din 20-20 de minute și am prins-o pe asta. Hai să închidă, că pleacă. Pleacă. Ar trebui să pleci. Acum? Cam pline. Sunt vreo 50 de oameni. Stai aici, că stai la geam. Da, la margine. Stai aici, lângă tine. Nimic. Gata! Sper să nu se deschidă ușile mers. Hop, și-am plecat. Dar să nu-i zăpadă, măi, asta e doar o cârpă. Dar asta e cârpă, frate, nu-i zăpadă, nu înțeleg. Au pus cârpă să protejeze ghețarul? Păi asta, ba da, e gheață de desubt, e zăpada și e protejată și încolo e la fel. E nebunit? Uite gheața! Da, da, asta au făcut. Păi asta cred, că e, nu știu cum, e foarte cald de la încălzirea globală. Hai că ajungem. Gata, am scăpat, au știți ceva? În afară faptul că am ajuns la 2900 cu 50 de oameni. Trebuie să respirăm repede, că nu e aer. Mamă, cât om! Hai, ai rezistat, gata! Da. Nu ne-a fost frică și mie, eu am avut claustrofobie direct. Adică prea mulți oameni, mă rog, hai, important e că am ajuns. Să vedem acum ce facem. Se bate așa puțin inima. De ce? Mi-a stat inima, nu s-a bate. Uite aici s-ar putea să putem să ne cumpărăm ceva, nu știu, nu mai nimic. Stai, măi! Hai un minut ca să ne relaxăm cu ochii, cu ceva. Este din aia, mai insignă. Înghețată. Mie mi-ar fi plăcut un buf. Hai totuși să... Vrei să stăm să... ceva? Hai! Wow! Voi merită, merită bănuții, nu am, n-am ce să zic. Genunchiul meu e praf. Wow, Nori! Vezi unde am ajuns? În câțiva ani nici nu o să mai fie ghețari. În câțiva ani nici nu mai sunt ghețari. Uite, ăla e Palu. Ăla e 4000 nu știu cât. A, nu, are 3900 ăsta. Piz Bernina. Uite-l. Piz Bernina. 4049. Da, Bernina e cel mai înalt. Ei, dar almeno un pezzo finalissimo, vedi? Suntem la 2900 și mi-e frică că iar o să mi se facă rău. Cântată sunt. Deci ghețarii ăștia în câțiva ani o să se ducă. E important că am venit să-i vedem. Nu facem traseu pe la ghețari, pentru că nici nu suntem pregătite și nici nu m-aș băga în zăpadă aici fără ghid, pentru că e periculos, dar wow, ce se vede aici este wow! Ne-am făcut pozici, am admirat aici tot și, sincer, vreau să cobor, că după ce am pățit ieri, nu vreau să stau prea mult aici. Este absolut genial, genial este! Sunt uimită! Bernina, 4000 și ceva! Mămâile astea se poartă pe orice munte, văd. Este o activitate des întâlnită între munsomani. Și vreau să vedem ce e aici în tunel. Cred că e pentru iarnă, mă, ceva. Să urci cu sanie, cu ceva, nu știu. Nu, aici este Glacier Experience. Uite și acolo în cogondolă. Și toată zăpada este acoperită cu plastice sau nu știu ce salea. Să nu se topească, bănuiesc. Nu, uite, da, astea sunt, mamă, cât este de tare! Ea făceau via ferata, de asta aveau cască. Ai de mine! Ai, cât de tare e chestia asta! Ia uite! Da. Mamă, vreau să fac și eu din asta odată. Cum? Vreau și eu să încerc odată. Hai să ne căutăm purteca, că e cam haos aici. Da, Nori, nu arată purteca acolo. Da, dar nu arată poteca sub cabina. Atunci mergem pe acolo, pe la cealaltă. Cred că așa trebuie, da. Da. Cred că așa trebuie. Toată lumea vă că se duce încolo. Da, hai acolo. Hai. Mergem acolo. Și aici este zăpada acoperită. Ba, uite acolo poteca, dar poate n-au coborât, că e dimineața. Deocamdată ei urcă. Au, nasol cu pietrele astea. Am ajuns aici la a doua cabină, care nu pare că merge. Uite, ăla-i Sask Vedor, ăla în sus, uite. Ăla e Gorfu. Și noi aici trebuie să mergem. Tal Station Diavolezza. Uite, uite! Zomarveg! Haide acum! Hai cu mine! Pe unde pe sub piață? Uite aici, mă, e poteca! Să trecem un pic de asta. Dă mâna! Dai sau? Cred că nu mă țin de asta. Ah, corect. Hai, lasă telefonul ăla, că să mă țin. E gata! Stai să trecem un pic, că e jos acolo. Oh, uite-mă aici. Oh. Da, da. E o coborâre aici, un pic și gata. Asta e pus să căs pietre. Dar vezi aici mai bine asta de sfoară decât cum sunt lanțurile la noi să-ți prinzi mâinile în ele. Uite, oameni. oameni. Uite aici. E bine, continuăm. Gata, porțiunea de sub cabină. De acum începem să mergem normal. Și voiam să mă apropii de lac aici, să vă arăt lacul. Noi l-am văzut mai de sus, dar hai să ne apropiem puțin. Nu se vede de un elicopter acolo. Mi-e cam frică când văd elicoptere. Păi poate vin la salvări, la ceva, nu? Altfel ce n-ai bate să te plimbă elicopterele pe aici? Costă mult și alea. E scump să zbori. Da. Unde-i lac? Se vede? Wow, ce culoare are! Doamne! Uitați lacul. În realitate are o culoare de sparge ochii de cât de turcoaz este, dar pe filmare nu se vede. Din păcate. Nimic, asta este lacul mic și acum mergem spre lacul mare. Ne continuăm pe tecuța. Uite pe acolo, pe jos. Nu prea se vede, dar e pe acolo. Se vede cabina acolo. Uite aici indicatorul. Căutăm un lac. Nu, e unul mare cu cabană pe lângă el. Imediat mă uit pe hartă să vedem care e situația. Nu că am avea pe un solon până în altă parte, dar s-ar putea să fie peste culmea. Stai o secundică așa. Nu e unul mare, l-am văzut în poză. Nu e ăla, ce-i mozoleala aia acolo, mizerie. Nu. Uite floricelele alea mauve acolo. Într-un deșert roșiatic. Sunt și ceva plantuțe, dar mici din astea de... așa. Pietrele astea roșii sunt deosebite. Am făcut un kilometru, am venit pe versantul ăla. Și acum sigur că cădem aici într-o căldare. Asta se va întâmpla. E alt gen de munte aici, altă experiență. Terenul e foarte arid. Nu ai niciun punct de umbră. Soarele îți bate în cap. Nu știu cum de nu ne e sete. Nu prea mi-e sete aici, am prea băut apă, ceea ce nu e bine, dar nu mi-e sete, nu-mi vine. Hai să vedem dacă sunteți pregătiți, că eu sunt pregătită, că aici s-ar putea să fie ceva. Încă e ceva aici. Se vede ceva? Nu? Nu încă. Alarmă falsă. A, uite-l! Dar ăsta trebuie să fie, dar nu-i cabana? Am văzut eu poză cu cabană și m-am încelat? Poate da. Ăla-i. Punctul nostru. Uite, acolo sunt scări. Aia se aude așa tare? Crezi că aia se aude? Da, aia. Facem aici o mini-pauză. De ce nu? Ce credeți că mănâncă românii în Elveția pe munte? Gata, pauza, ne-am mai minunat un pic și plecăm. Hai să vă arăt floricelele astea, singurele floricele care cresc pe aici. Ia! Lacul se vede din ce în ce mai frumos, dar bineînțeles că cu ochiul liber sunt și vaci acolo, o să ajungem și noi cândva la ele. Și ne-am întâlnit cu niște români, am stat de vorbă, au stat cu cortul aici. Wow, ce frumos este! Că a fost frig și nu știu cum. Că făceau minel, așa. Curcați. Smarald. Smarald. Asta e verde smarald. Dar pe filmare nu se vede deloc. E ca și cum... Mamă, cum se vede! Ăla-i Bianco! Ăla-i! Oh my god! Ce frumusețe! Mi-a plăcut mult mai mult traseul ăsta, e mai divers, să zicem așa. Mai faci stânga, mai faci dreapta, acum tocmai am urcat, acum iar coborâm, se văd la acuri mai multe și mi-am făcut mai mult la coborâre, că la urcare nu știu ce să zic. Erau niște copii care mergeau de la 9 până pe aici. Mi-am făcut o oră și un sfert de jos până aici și mai avem, dar... na. Mi-e frică! Haide, fetița, ajungem la vaci. Acum și eu, efectiv, m-a agățat așa de nori că mi-e frică. Vacile Milka. Nu știu care-s Milka, ia să mi le arăt, că nu știu care sunt. Le imaginez că nu sunt. Da, alea au pete, alea Milka. Da, dar alea sunt doar pe ciocolată, nu sunt. Nu există. Ba cum? Păi da, sunt mov, dar sunt modelul ăla cu pete, eu am văzut la noi. Da, dar sunt negre cu pete albe. Păi da, da, normal. Dar astea nu-s. Asta e soiul Angus. Sau nu știu ce soi o fi. Deci să știi că mi-e frică cu pe bune. Să fie Black Angus sau... Deci să știi că acum chiar mie. Fără glumă. Ia să-ți mă dau mai încă așa. Oh my god. Mamă, ce blană au pe ele. Wow. Mamă, dacă te sun. Simte așa că treci prin pericol. Ia-te-l pe la taur. Am trecut, n-a venit niciuna, da, uite-o pe asta cum se uită, asta e geana. Da. Asta mare neagră de aici, uite-o. No, ele sunt curioase, de asta se uită, asta doarme. Ia uzi-o, aia cântă deja, hai să mergem mai repede. Uite-o pe aia acolo, foarte pitorească așa. Singuratică. Are mai multă iarbă pe partea aia. Ia ca ea, am ajuns la lac. Lacul, dacă mă uitam și cum se numește, eram tare, dar o să mă uit acum. Lacul lacurilor. E lumea aici la plajă și încercăm și noi aici să vedem. Ai grijă pe aici. Lej. Lejul. Ai grijă să nu se miște. Gata, am plecat de la lac și acum mergem spre Talștat asta. Aoleu, încă sunt la 2000. Uite, lei, dar Diavolezza. Asta era lacul. Schimbam poteca acum și mergem pe drumul la lat. O făcuță pierdută. Mănâncă și ea, că o fi iarba mai bună ca aici, e întuneric. Și o cascadiță. Cascade n-am văzut azi, am crezut că vedem, dar n-am văzut. Hello, ciao! Uite așa arată drumul. De acum încolo. Lacurile. Avem o oră 47 deja, în coborâre. Și singurul lucru care nu-mi place aici este că nu este niciun pic de umbră. Nimic. E neucitor soarele ăsta. Pe de altă parte am avut noroc că a fost soare și n-a plouat, dar te năucește de cap. Ruptă de genunchi sunt. Mă tări cap în Sahara. Dar așteptăm să vedem cât mai e odată ce ajungem acolo, la capătul ăla de muche. Dar mai e sigur? E goală acum. E goală. Ba, e aproape goală. Am ieșit puțin din drum, că am găsit aici niște copăcei. Și stăm și noi un pic la umbră. Nu mai e mult, se vede acolo parcarea. M-am ascuns după copac, nu pot să văd. Nu mai e mult, dar nici puțin. Și ne pornim. Mai face jumătate de oră, oră. Nu știu. Dar aici totul pare aproape așa când te uiți cu ochii, dar nu e chiar aproape. Da. Pare posibil, dar nu chiar. A, gata? Da. Gata, m-am adunat. Băi, asta vine după noi. Ia să filmăm și pe asta. Asta a fost al doilea test de vaci, dar am trecut cu brio, că aici sunt mai într-o parte. Și după cum probabil ați văzut, ajungem la gară! Imediat vă spun și cât am făcut concret. 2 ore 45, 6,3 km. Mergem aici la gara. Gara care e o parte din șosea, aici arată ciudat. Dar stai, de pe partea cealaltă tot aici e o singură linie. Așa. Și trebuie să ne luăm bilet de data asta la San Moritz. Ideea următoarea, nu opresc vlogul aici pentru că poate vă arăt 2-3 imagini și de acolo. Iar n-am mai putut să continui, că mi-era rău, n-am mai filmat nimic, ne-am dus acasă, dar astăzi parcă ne simțim mai bine. Traseul a fost super oricum, mai ales partea de sus, genială, și pe partea de forestier am făcut cam o oră. Și ne-a pătut soarele în cap de nea la naiba. Ți-a plăcut? Da. Mai mult ca ăla de ieri? Da. Da, și mie.